Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată că șoferul se deplasa cu viteză pe o stradă din zona Zamca din municipiul Suceava, depășind vizibil limita de viteză. Într-o curbă strânsă, mașina a derapat iar șoferul a pierdut controlul volanului și a trecut peste popicii de la trecerea pentru pietoni. Impactul a fost minor, dar cu siguranță că mașina a suferit avarii în partea de dedesubt. În vreme ce popicii au revenit la poziția inițială ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Doar indicatorul Dește, pe lângă imaginile de pe camera de supraveghere că a existat totuși un incident.